Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a găsit cum să facă șoferul ca să nu-i se mai aburească parvizul iarna cu dicotile... Donatele. Da, crastavietele. Asta. Cu crastavietele, dacă nu... Știam cu aer condiționat, dacă zici. Putea imagina. Dom'le, e soluția mai nouă, crastavietele, ecologică. Deci, castravetele conține, citez, castravetele conține uleiuri naturale care creează o suprafață hidrofobă atunci când este frecat pe sticlă sau oglinzi. Proprietățile îndepărtării umezelii ale castravetului ajută la eliminarea apariției condensului pe parbriz. Pun cine altcineva decât experții britanici. Acum sunt experți, nu mai sunt cercetători. Asta, foștii cercetători britanici. Acum deci, dar de expert. Îl freci parbrizul cu castravete, nu mai aburește? Da. Încerci? Te bagi? Nu, o să-mi o prima oară îmi frec oglinda, dă-mi baie. Eu zic să-l pui pe... Pune-l pe răducu. Da, pune-l pe răducu să frece cu castravetele, ca să ai pe cine să dai vina. Dar e cu Fabio sau cu Cornișon? Băi, nu știu. Contează. Dacă este, cred că ăsta britanicii nu cred că știu Cornișon. Știu numai Fabio. Cred că văd doar Fabio, da. N-am văzut, cred că din potrivă. Cornișon. Nu, Fabio e exotic pentru ei. Nu cred. Dacă sunteți din Marea Britanie, dați-ne mesaj, da, să știm dacă se folosește Fabio sau adică Cornișon. La mare sau de amici? La lungul sau la scurtul? La scurtul e bulgăresc. Dar nostru. Ăla-i de murături, exact. Castravetele clasic. Fabio, da, pare ceva un hibrid, pare o arătare. Pare... Da, mă, și numai la noi, Fabio. Iată ce mai zice expertul, practic... Asta de lume, da. Hai să vedem. Ce mai zice expertul. Este ca și cum ați aplicat pe parbriz un film de protecție care elimină condensul lunile mai reci. Băi, am trăit 2 ani de pandemie și n-am știut cine ce să dau pe ochelari să nu se mai aburească. Dacă spuneai două felii de Fabio... Auzi, tu veneai cu banană și de fapt castravete îți trebuia. Frate, să mă fi văzut de... Auzi, da, știi ce cred că e important? Când folosesc castravetele în mașină, să n-aibă vreo pisică prin apropiere. Ai văzut filmele alea cu pisici și cu castravetele? Am încercat cu toate pisicile din viața mea. Și nu ți-a mers. Nu, frate, toate pisicile se uită la crastavieți. Ce e cu chestia asta? Ca să iei de mâncare, nu-i de mâncare, nu-i interesează, nu e nicio problemă. Serios? Nu se sperie, nu nimic, am văzut și eu. Poate erau defecte pisicile. Da, cred că da, ceva de genul ăsta. Deci cu castraveți... Fabio, da, s-a lămurit. Cornișon în Anglia nu e de cumurat. Altfel nu-l găsești, doar la borcan. Da. Aveți grijă că din Anglia a mai venit și sfatul ăla cu spălați-vă rufele cu oțet. Am primit după aia 2 săptămâni de mesaje dezamăgite de oameni care spuneau că miroase diverse așa chestii că dacă pe care aveți... nu putem să le reproducem la radio. Dacă aveți o mașină mai pricopsită, lăsați-o așa deocamdată. Pe vremuri la Dacia dădeam pe interior cu spumă de ras, spune cineva. Altcineva folosește ciocanul și zice nu se mai aburesc. Nu se mai aburesc deloc. Și e și ventilație naturală. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.